Lydia a pus câteva monede în automatul de cafea și, după ce a așteptat ca în mâinile ei să se afle un mic pahar cu băutură caldă, s-a așezat încet pe o canapea mică din holul biroului. Fata tocmai avea pauză, așa că putea să se odihnească în liniște și, totodată, să se gândească la ce să facă mai departe. Lydia Smirnova avea 23 de ani, vârsta la care tinerilor li se cuvine să meargă la întâlniri și să se bucure de viață. Dar soarta Lidiei, din păcate, era foarte diferită de destinele colegelor ei, mult mai norocoase. Fata a scos din buzunarul halatului ei de lucru un telefon simplu și a format numărul persoanei celei mai dragi și apropiate ei. Mamă, salut. Cum ești? Totul e în regulă. Ce-a spus medicul? O Lidia soare, nu te stresa așa. Am fost la doctor, nimic grav, el spune că trebuie să mă odihnesc mai mult. Și mi-a prescris niște picături pentru inimă. Auzind despre medicamente, Lydia s-a încordat picături. Adică, totuși, ți-au găsit ceva grav. De cealaltă parte a firului s-a auzit un suspin adânc. Mamă! Din nou, ceva nu îmi spui! A spus încet, cu insistență, fica. Bine, bine, nimic nu-ți pot ascunde, fiică, i-a răspuns femeia. Cardiograma mea nu le-a plăcut medicilor. Au spus că trebuie să fac un tratament, iar medicamentele pentru perfuzii sunt foarte scumpe, nu au la ei, acum, așa ceva. De ce nu mi-ai spus imediat despre asta? A întrebat îngrijorată Lydia. Când trebuie să intri în spital? Lidia aproape că a văzut cu ochii minții cum svela Naigorevna, mama ei, de din cap vinovată, răspunzând la întrebarea fiicei sale: "Acolo este o sumă de bani, cât trei salarii ale tale." "Mă descurc și fără acest tratament, poate că va trece de la sine." "Nu spune prostii," a protestat ea, "voi găsi cu siguranță ceva, o să te vindecăm pe inimă." Dar doctorul insistă să intru în spital deja săptămâna viitoare. "De unde vei lua atât de mulți bani?" Asta e deja problema mea, a răspuns calm Lydia, și a adăugat, o să vorbesc cu directorul nostru, o să-i explic totul, sper că va merge cu mine, el este și el om. După ce a vorbit cu mama ei, Lydia s-a gândit, astăzi era luni, iar mama ei a spus că trebuie să intre în spital marți săptămâna viitoare. Asta înseamnă că ea va merge astăzi la Constantin Vitalievici și o va ruga să-i dea o mărire de salariu salariul de altfel ar trebui să fie dat tuturor vinerea aceasta. Tânăra a aruncat o privire îngrijorată pe fereastră. Mama ei era cea mai dragă persoană din lume pentru ea și Lydia era gata să facă orice pentru ca ea să se facă bine cât mai curând. Gândindu-se la păsările care zburau pe cer, ea a fost involuntar scufundată în propriile sale amintiri. Atâta timp cât se putea aminti de ea însă și Lydia a trăit mereu cu mama ei. Fata nu l-a cunoscut niciodată pe tatăl ei, iar Svela Naigorevna nu-i plăcea să vorbească despre el. – Pot să spun doar un lucru despre el, Lidia, tatăl tău s-a comportat foarte nedemn cu mine, așa că nu are sens să te întristezi că nu comunicați, i-a spus odată mama fetei, iar de atunci Lidia nu a mai vorbit cu ea despre această temă. Micuța fată înțelegea perfect cât de greu era mamei ei, așa că o sprijinea mereu și încerca să o ajute cumva, măcar cu treburile casnice. Când se întorcea de la școală, în timp ce mama ei era la serviciu, Lydia, în primul rând, mătura și spăla podelele în apartamentul lor mic cu o cameră, iar apoi gătea o cină simplă din produsele care rămâneau în frigider. Femeia era recunoscătoare fiicei ei chiar și pentru această mică, dar atât de valoroasă, ajutor și încerca să facă tot ce era posibil pentru ca mica Lydia să nu aibă nevoie de nimic. Astfel, toată îmbrăcămintea fetei a fost cumpărată nu la reduceri, ci în magazine normale, iar în ghiozdanul Lidiei se aflau întotdeauna a noi și vopsele. Svela Igorevna știa că fica ei iubește foarte mult să deseneze, și voia ca fetița să se simtă mai încrezătoare la orele de desen. Desigur, pentru fericirea copilului ei, mama Lidiei trebuia să se învârtă ca o veveriță într-o roată. Mai mult, pe trei locuri de muncă, ziua, femeia lucra ca o spătăriță într-un mic cafenea din oraș, iar seara lua în mână gălețile și cârpa și pleca să spele și să curățe casele bogătașilor, care o angajau adesea ca curățenie ocazională. Acasă, Svela Naigorevna se întorcea, cel mai adesea, la miezul nopții, sau chiar mai târziu, iar în acel moment, ea era pe punctul de a cădea de pe picioare de oboseală. Această muncă pe epuizare îi răpea sănătatea și forța unei femei încă tinere, dar îi dădea, de asemenea, posibilitatea de a se simți măcar puțin independentă de circunstanțele dificile. Lydia vedea cum zi de zi mama ei se obosea și de aceea creștea cu convingerea fermă că, după absolvirea școlii, va deveni pentru ea o bază de sprijin de încredere. Mami dragă mai așteaptă puțin, o mângâia pe braț Lydia, când Svela Naigorevna cădea pe pat, epuizată, după ce se întorcea de la o nouă slujbă, iată că voi termina de învățat și imediat voi merge la muncă. Nu va mai trebui să muncești atât de mult, bâlândă de oboseală. Mama îi zâmbea slab Lidiei și îi strângea cu tandrețe mâna subțire, fică, nu te gândi la mine acum. Sarcina ta principală este să termini școala, și apoi să te înscrii la facultate. Trebuie să obține apărat o educație superioară. Doar așa poți să reușești în această viață. Lidei era insuportabil de amar să vadă zâmbetul epuizat al mamei sale, și de la asta, pe ochii fetei se adunau lacrimi mari. Se întindea lângă mama ei pe pat, se încolăcea în formă de gogoașă și plângea în liniște de neputința ei de copil. Câțiva ani au trecut neobservați, la momentul balului de absolvire, Lidia și-a decis deja în mod definitiv că nu va merge. Tinerei nu-i plăcea să arunce banii pe vânt, o rochie frumoasă, pantofi și o coafură frumoasă, făcută de un maestru la coafor. Toate acestea costau mult, iar Lydia pur și simplu nu vedea sensul să cheltuiască atât de mult pentru un singur seară. În plus, fata era foarte modestă și calmă din fire, iar petrecerile zgomotoase nu i-au plăcut niciodată. Cu toate acestea, mama, aflând despre asta, a fost foarte surprinsă și supărată, Lydia mea, dragă, așa nu se poate. Trebuie să mergi la bal. Mama o încuraja pe fica ei. Un astfel de eveniment se întâmplă doar o dată în viață. Nu-l poți rata, mamă, te rog, nu, îi zicea Lydia, ce am de făcut acolo. Oricum nu am rochie, iar să cumpăr una scumpă, ca să mă laud câteva ore în mulțime, nu vreau. În schimb, Svelana Igorevna a clătinat din cap negativ, prostiță, credeai că e vorba doar de rochie. Balul de absolvire este sărbătoarea tinereții, simbolul trecerii într-un viitor nou, sigur luminos. Te rog, fetița mea, nu-ți priva de bucurie, să te distrezi fără griji. Lydia a uitat, pe de o parte, mama avea dreptate, dar pe de altă parte, chiar dacă spunea că rochia nu contează, totuși. Atunci, Svelana gorevna, parcă i-ar fi citit gândurile, a tras-o pe fica ei în camera ei, hai să-ți arăt ceva. Înainte de a intra în cameră, femeia i-a acoperit ochii fiicei cu palmele. Mamă, ce faci? Taci. Doar ai încredere în mine. Când mama i-a deschis ochii Lidei, fata a exclamat întâi de bucurie, strângându-și mâinile la piept, apoi a simțit cum îi curg pe la lacrimile de fericire și recunoștință, mamă. Da, cum e posibil, se miră Lidia, de ce? Fata nu putea găsi cuvinte privind la rochia cea mai frumoasă, de un lila deschis, care zăcea frumos aranjată pe patul mamei. Fusta pufoasă în trei straturi era realizată din cea mai delicată țesătură semitransparentă, sub care se vedea un căptușeală de mătase elegantă. Bretelele largi și centura subțire, de culoare violet închis, făceau ca ținuta să semene cu o rochie de prințesă. Ce frumusețe! Și când ai reușit, încă marți trecută, când am aflat de bal la ședința părinților, a răspuns Svelana Igorevna, roșind de emoție. Nu puteam să permit ca fica mea să rămână fără rochie. Mama a rostit cu tandrețe Lidia, privind-o pe mama ei în ochi. Dacă ai ști cât de mult te iubesc. Știu, dragă, știu, a răspuns mama, îmbrățișând-o pe fata care plângea de emoție. Lidia înțelegea că mama ei a trebuit să cheltuiască o sumă considerabilă și nu-și imagina nicicum de unde a putut să o găsească. Cu toate acestea, când femeile și-au despărțit brațele, Lidia a observat că ceva s-a schimbat în aspectul mamei ei. I-a trebuit doar câteva secunde să-și dea seama ce anume, mamă, a șoptit uimită Lidia. Și unde sunt cercei tăi? În schimb, Svelana Igorevna a făcut doar un gest descurajator, nu te îngrijora scumpo. I-am dat la manet, mi-au dat bani buni. Doar nu îmi spui că ai vândut singurele tale cercei de aur pentru a mi cumpăra această rochie. Femeia a coborât ochii, dar fata a observat că în colțurile ochilor ei au apărut lacrimi. Nu trebuie să te gândești la asta, Lydia. La urma urmei, ce-mi fac de cercei? Până la urmă, i-am purtat atât de mulți ani, iar acum, măcar, au fost de folos. Nu merge așa! A exclamat cu părere de rău fata. Merg acum în magazin și returnez totul, iar apoi răscumpăr cercei tăi. Lidia a prins rochia, dar Svela Naigorevna, luând-o de mână, a șoptit cu bâlândețe, nu, draga mea. Înțeleg că ești supărată, dar eu atât de mult am vrut ca ziua de bal să-ți rămână în memorie ca ceva frumos. Lidia a privit-o pe mamă cu o privire lungă și atentă. Înțelegea că mama ei a făcut asta din cele mai bune intenții. În cele din urmă, i-a cedat bine, mami. Dar promite-mi că le vom răscumpăra pe primele ocazii. Nu pot să permit să rămână pe vitrina a manetului, sigur, a zis, zâmbind, Svela Naigorevna. Dacă voi putea câștiga bine, le voi lua înapoi imediat. La balul de absolvire, Lidia a fost una dintre cele mai frumoase eleve din toată școala ea strălucea cu frumusețea ei tăcută și misterioasă și atragea în mod involuntar privirile majorității celor din jur. Dar în ciuda atenției generale și a mulțimii de complimente pe care fata le-a primit pe merit în acea seară, ea încă mai simțea un sentiment de vină. Lydia nu putea să scape de gândul că toate acestea îi costaseră mamei ei singura și cea mai mare bijuterie pe care o avea. Ei voi returna cu siguranță mamei mele cercei, se gândea Lydia, în jur că o voi face în aceeași zi în care voi prin primii mei bani. După terminarea școlii, fata și-a concentrat toate eforturile pe pregătirea pentru examenele de admitere la universitate. Lydia i-a plăcut întotdeauna să deseneze și să amenajeze parcuri, așa că a decis să se înscrie la facultatea de design peisagistic. Cunoscând concurența uriașă de acolo, fata s-a pregătit zi și noapte, doar pentru a putea intra pe un loc bugetar. Svela Naigorevna a susținut-o pe fica ei în tot ceea ce a făcut, continuând să lucreze la trei joburi în timp ce Lydia se pregătea pentru examene. Și a reușit fata cu mare dificultate, dar totuși a reușit să intre în rândul zecilor de fericiți care au putut să studieze la universitate gratuit. Când Svela Naigorevna a aflat că fiica ei a fost admisă la buget, bucuria ei nu a avut limite, a plâns, a râs și a îmbrățișat-o constant pe Lidia ei. Femeia a simțit un val incredibil de mândrie din cauza faptului că fiica ei a putut rezista concurenței uriașe și a intrat la facultatea visurilor ei. Primindu-și prima bursă și adăugând economiile sale, Lidia s-a dus imediat la Amanet, unde mama ei își lăsase cercei de aur. Din fericire, ei erau încă acolo, după ce a cumpărat bijuteria, fata, cu mâinile tremurând de emoție, i-a înfășurat într-o batistă și le-a dus acasă. Lydia, dragă! A exclamat Svelana Igorevna. Nu-mi vine să cred ai reușit să le returnezi aceste cercei. Sunt cercei tăi, mamă. Bijuteria noastră de familie, i-a răspuns cu un zâmbet Lydia, m-am promis că o să-i porți din nou. În anul al treilea de facultate, Lydia s-a întâlnit cu Viacheslav. Ei stăteau împreună în linie la bibliotecă, ridicând cărți. Slava s-a dovedit a fi un tip foarte vesel și bun și a reușit să vorbească cu fata care stătea în fața lui. Lydia i-a plăcut tânărul înalt și blond, așa cum s-a dovedit mai târziu, el studia în paralel, stăpânind subtilitățile profesiei de inginer agronom. În același timp, Slava s-a dovedit a fi citit, așa că conversațiile cu el erau un adevărat plăcere. La început, tinerii se întâlneau adesea la bibliotecă, apoi, Viacheslava a îndrăznit să invite pe Lydia la un iar ea a acceptat cu bucurie. Stând într-un mic cafenea, și-au povestit unul altuia despre ei înși, despre planurile și visele lor. Deci, visezi să plantezi copaci și flori în parcuri? A întrebat Slava cu o voce glumetă. Nu chiar, i-a răspuns Lydia cu un zâmbet. Lucrul unui designer peisagistic nu se limitează doar la asta. În atribuțiile mele va intra și marcarea teritoriului, crearea unei idei compoziționale generale. Și eu visez să câștig la motocross, a spus visător tânărul. Concursurile vor avea loc peste șase luni, organizatorii promit un premiu în bani excelent. Așadar, înseamnă că ești un pilot extrem. S-a sincer Lidia. Poți să spui așa, a răspuns evaziv Viacheslav. La urma urmei, eu nu sunt aici pentru plăcerea mea. Tatăl meu a cerut să obțin o educație normală, altfel pur și simplu nu mă va lăsa să fac ceea ce vreau cu adevărat. Așadar de aceea lipsește atât de des de cursuri. Înțelegi, pentru mine, motocrosul este întreaga mea viață. I-a povestit entuziasmat Slava. Nu-ți poți imagina ce simt când conduc pe pistă. E un astfel de val de adrenalină. Se pare că zbor deasupra pământului. Cu cât Slava ai povestea mai multe despre viața și pasiunea sa pentru motociclete, cu atât îi străluceau mai mult ochii. Lydia înțelegea că pentru tânăr, motocrosul este principala pasiune a vieții sale. Aproximativ aceeași ca pentru Lydia erau desenul și studiul. Cu toate acestea, Slava neglija adesea pe cel din urmă, pentru a-și satisface hobiul extrem, iar Lydia se prinsese că se îngrijorează pentru el. Tânărul însuși nu vedea nicio problemă în asta. El i-a asigurat Lidiei că totul era sub control. Au trecut câteva luni, iar Viacheslav și Lidia au început să se întâlnească. Afecțiunea lor reciprocă s-a transformat rapid în sentimente sincere și puternice. Cuplul plănuia să se căsătorească după absolvire, dar în mod neașteptat, chiar înainte de sesiunea de iarnă, s-a descoperit că Viacheslav avea o mulțime de restanțe la studii. De fapt, el a picat majoritatea examenelor, dar nu le-a susținut niciodată ulterior. Slava, cum ai putut să nu-mi spui așa ceva? Îți dai seama că ești pe lista de excludere. Nu înseamnă nimic, Lydia. A negat el. O fac în fiecare an, dar cine ar exclude un student care își plătește singur studiile? Nu te mai îngrijora așa. Lydia nu putea să creadă ce îi spunea via Keslav. Părea că tânărul nu își dea seama cât de grave erau lucrurile. Din păcate, situația a început să se dezvolte ca într-un coșmar. Tatăl său, când a aflat că fiul său nu mai mergea deloc la facultate, a refuzat să-i mai ajute cu plata. În cele din urmă, Viacheslav a fost exmatriculat și nu avea altă opțiune decât să meargă în armată. De îndată ce a primit înapoi toate documentele, tânărului a venit o somație din partea biroului de recrutare. Lydia a plâns necontrolat când și-a condus iubitul la gară. O atât de tare cât putea. Ea încă nu putea să creadă că toate acestea se întâmplau cu ei. Te voi aștepta, Slavoca i-a șoptit ea la ureche, apoi l-a sărutat cu pasiune, punând în acest sărut toată dragostea și disperarea ei. Doar scrie-mi mai des, bine. Lidia, dragă, totul va fi în regulă. O îmbrățișa în schimb logodnicul ei. Mai așteaptă-mă puțin și mă voi întoarce neapărat. Ne vom căsători, vom face copii, totul va fi ca la oameni. Prostule al meu a putut să spună doar Lidia, privindu-le cu dragoste pe Via Cheslav. I se rupea inima să realizeze că din cauza nepăsării lui, iubitul ei trebuia să meargă în armată. Dacă îi vei scrie în fiecare săptămână, o sfătuia mama ei, va ști că are nevoie de tine și îi va fi mai ușor să îndure toate greutățile vieții militare. Cred în el, fetița mea, și atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, totul se va rezolva. Lydia îi trimitea iubitului ei scrisor săptămânal, în care îi povestea despre treburile ei și, neapărat, la sfârșit, îi asigura că îl iubește și îl așteaptă. Slava îi răspundea regulat logodnicei sale, îi scria că se descurcă bine și că chiar a reușit să-și facă prieteni noi în armată. De fiecare dată, în loc de semnătură, el îi desena fetei trei inimi mari, după care adăuga, cu dragoste, al tău pentru totdeauna, Slava. După o lună de când Slava a plecat în armată, Lidia a aflat că este însărcinată cu el. Trebuie să-i scrii despre asta, fiică," i-a spus Svelana Igorevna, un bărbat trebuie să știe despre astfel de lucruri." Sigur, mamă," a liniștit-o fata, mă îngrijorează altceva, cum voi face cu studiile acum." Lydia se temea că nu va putea termina facultatea împreună cu ceilalți, dar, pe de altă parte, singurul lucru care îi rămânea în această situație era să se transfere la o facultate la distanță sau să ia un an de pauză. După ce a cântărit bine lucrurile, fata a decis să aleagă cea de-a doua opțiune: voia cât mai repede să se angajeze pentru a putea începe să-și ajute mama financiar. Femeile trăiau în continuare împreună iar Lydia înțelegea că nu putea permite mamei sale să o întrețină în continuare, mai ales acum, când era însărcinată. Iar apoi Slava se va întoarce din armată și le va fi mai ușor. Tânărul bărbat, aflând că va avea un moștenitor, a fost foarte încântat. El a promis logodnicei că, după întoarcere, va face tot posibilul pentru ca ei, bebelușul și Svelana Igorevna să nu mai aibă nevoie de nimic. Tânărul era fericit, avea să devină tată, iar în fiecare scrisoare ulterioară îi cerea doar un singur lucru, să aibă grijă de ea și să se odihnească cât mai mult. Lydia doar ștergea lacrimile citind mesajele romantice ale iubitului ei. Ea îi săruta ușor hârtia aspră, apoi o împătura cu grijă și o ascundea într-o cutie specială, unde își păstra întreaga istorie a corespondenței lor pentru a găsi un loc de muncă, Lydia a avut nevoie de aproximativ o lună, deoarece puțini angajatori doreau să vadă o angajată fără experiență în compania lor. Fata, dezamăgită de această situație, a fost nevoită să caute ceva mai simplu. Cu toate acestea, nici aici nu i-a fost noroc, nici ca vânzătoare, nici măcar ca muncitoare pe un depozit nu o luau, invocând faptul că pur și simplu vrea să stea la ei până la concediu de maternitate, pentru a primi apoi banii de ceaba. Cu inima strânsă, Lidia a fost nevoită să ia în considerare cele mai slab plătite funcții și, iată, fetei i-a surâs în sfârșit norocul. Proprietarul firmei comerciale avea nevoie urgentă de o menajeră, așa că a fost dispus să o angajeze pe Lidia, chiar și în ciuda sarcinii sale. Cum aș putea să-i refuz unei fete atât de fermecătoare? A întrebat-o Constantin Bogunov, directorul firmei, cu un limbaj ușor neclar. Desigur, nu mă încântă faptul că ești însărcinată, dar dacă în biroul meu există o astfel de lipsă de personal, atunci bine, te angajez. Lydia i-a mulțumit, forțându-se să zâmbească politicos. A fost șignită de comportamentul deschis dezlănțuit al viitorului ei șef, precum și de faptul că acesta mirosea alcool de la distanță. Oricum, fata avea nevoie urgent de această slujbă, Așa că a decis să nu acorde atenție manierilor specifice ale șefului său. O să trec cumva, a gândit ea și a doua zi, după ce a întocmit toate documentele necesare, a început cu sârguință să lucreze. Mai târziu, ceilalți angajați ai biroului i-au explicat că, dacă nu ar fi fost aspectul ei plăcut, Bogunov nu ar fi angajat-o, este așa de el, i-a spus un coleg. Iubește să aibă în jurul lui fete frumoase. Înaintea ta o tânără menajeră a lucrat aici și a plecat singură. A spus că ar prefera să spele podelele într-un centru comercial decât să suporte abuzurile acestui tiran. Auzind asta, eroina noastră a oftat doar, deci, nu degeaba se temea de șeful său obraznic. Dar ce putea să facă? Lydia a continuat să lucreze pentru compania lui Bogunov. La un moment dat, fata a auzit cum angajații discutau despre viața personală a șefului lor, mai exact, despre absența ei totală. La vârsta de 55 de ani, Constantin Vitalievici nu avea o familie sau copii. Mai mult, el nu a fost niciodată căsătorit, ceea ce părea puțin ciudat în ochii celorlalți. Natural, nimeni nu ar fi îndrăznit să-l întrebe direct despre asta, știind caracterul său dificil, era echivalent cu a semna imediat demisia. Lydia a înțeles din aceste conversații că, în trecut, Bogunov a fost un medic promițător al serviciului de urgență, dar, dintr-un motiv necunoscut, a încetat brusc să mai practice medicina. Mai târziu, bărbatul a intrat în comerț, făcându-le prioritatea numărul unu în viața sa. Cu toate acestea, din cauza caracterului său dur și iute, el nu putea încheia adesea tranzacții importante în beneficiul maxim al companiei sale. Desigur, nimănui dintre angajații săi nu i-ar fi venit în minte că, de fapt, Bogunov, în adâncul sufletului său, își dorea cu adevărat să se întoarcă la medicină. S-a întâmplat așa că, inconștient, a transferat toate emoțiile negative din fosta sa slujbă în afacerea sa. Angajații preferau să îndure în tăcere toate atacurile șefului lor. Ei înțelegeau că nu avea sens să încerce să-l convingă de corectitudinea lor dar era posibil să-și piardă locul de muncă în câteva secunde. De aceea, Lydia, după ce s-a angajat la Bogunov, a acceptat imediat toate regulile jocului și a încercat doar să-și îndeplinească munca cât mai bine posibil, astfel încât șeful să nu poată găsi nicio greșeală. Cele patru luni următoare au trecut neobservate pentru Lydia. Burtica ei s-a rotunjit vizibil și a început să se vadă din sub halatul de lucru. Așa că cu fiecare zi, fetei era din ce în ce mai greu să-l închidă cu toate nasturii. Viitoarea mamă s-a obișnuit deja cu munca ei și, în general, era mulțumită de ea. Nu i se cerea nimic special, doar să mențină biroul curat să șteargă praful la timp și să ude florile și, dacă este posibil, să nu se întâlnească cu directorul când acesta se afla într-o dispoziție proastă. Totul ar fi fost bine, dar singurul lucru care o întrista cu adevărat pe fată era salariul ei mic. Din anumite motive, Constantin Vitalievici credea că o plătea menajerei mai mult decât suficient, în timp ce în alte companii, femeile de serviciu câștigau de multe ori mai mult. Acest lucru nu putea să nu provoace gânduri triste Lidiei, cu atât mai mult cu cât mama ei era bolnavă. Svela Naigorevna se afla deja în spital de două săptămâni din cauza problemelor cardiace. La început, tânăra menajeră a vrut să meargă la șeful ei imediat după ce a vorbit la telefon cu mama ei. Dar apoi Lidia a realizat că, totuși, nu era pregătită să-l năvălească în biroul șefului și să-i ceară o mărire de salariu, și colegii au început să o descurajeze, Lidia, ce faci? Ai grijă la nervii tăi, gândește-te bine, înainte de a-ți asuma un asemenea risc. Dar eu am pe deplin dreptul la asta, a replicat Lidia, de ce o menajeră primește aici mai puțin decât într-un magazin. Îi voi explica totul și sunt sigură că Constantin Vitalievici mă va înțelege. În schimbul unui răspuns, șefa departamentului de personal a dat doar din cap trist crezi că vreodată l-a interesat opinia noastră. Nu, Lydia Bogunov este un om extrem de sever și egoist. Îți este frică că poți rămâne fără serviciu dacă îi vei contrazice. Cu toate acestea, Lydia era hotărâtă. Mulțumind femei pentru sfatul ei, menajerea a aflat de la secretară când va fi liber șeful lor. Tu ce ai hotărât pe bune? să-ți obții o mărire. A întrebat secretara, ridicând din sprâncene, ironică. Da. ce în neregulă cu asta? Păi, tu ești și naivă, s-a întins în zâmbetul ei otrăvit. Dar Bogunov te va arunca afară în două secunde. Nici măcar nu va ține cont de faptul că ești însărcinată. Întregul birou, în sensul literal al cuvântului, a reținut respirația, așteptând spectacolul cu participarea menajerei. Lidia a mers cu încredere spre biroul său și a bătut la ușă. Intrați! a strigat directorul, după care fata a pășit cu hotărâre peste prac. Bună ziua, a spus Lidia și s-a uitat în ochii directorului cu îndrăzneală. Acela s-a salutat cu nerăbdare, în schimb, iar apoi a început imediat să o grăbească bine, spune repede ce vrei. Am o ședință peste jumătate de oră și încă nici măcar nu am băut cafea, Constantin Vitalievici, trebuie să măriți salariul. Cel puțin cu 40%, a început ferm fata. Viitoarea mamă înțelegea că, intrând în biroul directorului, ea, astfel, își distrugea orice posibilitate de retragere. Prin urmare, intenționa să pună imediat chestiunea pe masă. Ce aia? S-a uimit Bogunov. Fața lui s-a întins, iar pielea a devenit roșie. Directorul era furios. Atunci, de ce să nu-ți cresc salariul cu 100%? Sau poate că ar trebui să te plătesc la fel ca pe soția mea? Tu poate te-ai lovit la cap. Lydia a simțit cum i se înroș fața. Nașul a continuat să arunce în adresa ei insulte, de la care pe corpul femeii însărcinate au început să-i alerge gâfâie mușchi. Niciodată nu fusese atât de umilită, pentru ce, de interes, ar trebui să-ți plătesc eu asemenea bani. Pentru că tu de două ori pe săptămână uzi florile de pe pervaz. Sau poate pentru că trebuie să te încordezi cu aspiratorul fără fir, apropo. Dar la mine, așa ca tine, la poartă stă o întreagă coadă. Nu-ți place ceva? Atunci te rog, scrie o cerere și du-te în patru direcții. Cu cât directorul striga mai tare la ea, cu atât Lydia se înfuria mai tare cum v-a ciudat un astfel de comportament al lui Bogunov nu numai că nu o zdruncina pe fată, dar din potrivă, o făcea să-și apere și mai ferm propria poziție. Oprește-te să mă insulti! Nu a mai rezistat menajeria, Constantin Vitalievici, cum ți rușine să spui asemenea lucruri unei femei. Eu mă ocup de curățenie în biroul tău toată ziua. Am o pauză de masă de doar 15 minute, în cele din urmă, modul în care te comporți cu angajații tăi este un abuz flagrant. Și, în general, mie banii ăștia nu -mi sunt necesari pentru mine, mama mea cu inima bolnavă stă acasă și are nevoie de medicamente scumpe. Un astfel de răspuns de la femeie a fost o surpriză totală pentru omul de afaceri. De obicei, toată lumea fugea de el imediat ce el și încrețea sprânceana în amenințator, dar iată că vezi că ești complet nebună, să vorbești așa cu mine s-a sufocat de furie, strigând în fața Lidiei directorul. Crezi că, dacă ești însărcinată, ți se permite orice. Eu te am dreptul să te concediez, dar pot să-ți fac o viață atât de dulce încât tu însă vei fugi de la mine. Numai atunci, tu nu numai că nu vei vedea salariul tău mizer, ci, în general, vei rămâne fără bani. Vrei asta, atunci Lidia a simțit cum i se strângea dureros abdomenul inferior și, țipând de frică și durere, și-a apucat-o. Mai mult decât orice pe lume, se temea că îi se va întâmpla ceva copilului ei. Bogunov, observând reacția menajerei sale, a redus oarecum turația, dar nu intenționa să continue o conversație atât de irritant pentru el, du-te de aici, până nu s-a întâmplat ceva cu tine și cu copilul tău. Și nu mai veni la mine cu astfel de prostii, ai înțeles. A avertizat el. Lydia a dat din cap, abia reținând un nod care îi urca în gât din cauza supărării și a lacrimilor. Ea nu știa că în acest moment secretara se uita la ei prin gaura chei și a auzit toată conversația lor. Zâmbind satisfăcută, bârfa a plecat înapoi la recepție, ca mai târziu să povestească despre toate celorlalți angajați ai companiei. Pentru ea totul era o mare glumă ea nu se gândea deloc la sentimentele fetei nefericite. Ei, cum ai obținut un salariu triplu? A întrebat o secretară cu o zâmbire nesimțită, când fata trecea pe lângă ea în lacrimi. Lydia nu a răspuns nimic fetei obraznice, ci doar și-a strâns mai tare pumnii. A fugit în cămară, unde și-a dat frâu liber lacrimilor. Pentru prima dată în viață, Lydia a simțit o asemenea umilință de rușine îi venea să se îngroape de viu. Secretara însă s-a încruntat văzând umilirea fetei, iar în jumătate de oră, întregul birou era în zgomot de știri despre faptul că menajeria, care a îndrăznit să provoace directorul, nu numai că nu a primit o mărire, dar a fost și pe punctul de a fi amendată pentru comportamentul ei insolent. Desigur, după asta, unii dintre angajații biroului au început să râdă în șoapte de menajeră, Fata a încercat să nu se uite la ei, dar a trebuit să îndure cu dinții strânși aceste batjocuri otrăvitoare. Lydia continua să se gândească cu disperare unde ar putea să găsească bani pentru tratamentul mamei sale. Se gândea chiar și la un credit, dar probabil unei menajere însărcinate nu i s-ar acorda chiar și o astfel de sumă relativ mică. Și cum ar putea să o întoarcă? Neștiind ce să facă acum, Lydia a plâns de neputință, stătea pe o bancă în parc și cu ochii înroșiți de lacrimi privia data, înconjurată cu un creion albastru în calendarul ei de buzunar. Mama ei urma să fie internată în spital în doar trei zile. Iar ea nu a reușit încă să rezolve problema cu banii. Între timp, Constantin Vitalievici stătea în biroul său și se uita mut la paharul de whisky care stătea în fața lui. Bărbatul se simțea vinovat pentru modul în care se purtase cu tânără menajeră. La urma urmei, ea era întotdeauna atât de modestă, liniștită, se străduia să nu iasă în cale. Fata a spus că mama ei este bolnavă, iar eu am strigat la ea ca un nebun, am mai și jignit-o atât de tare, încât aproape că a început să nască mai devreme. Ce imbecil sunt, Bogunov! Își reproșa directorul firmei în șoaptă. Dar ce-ar fi dacă, într-adevăr, e ceva grav? S-a nelinistit omul de afaceri, ce-ar fi dacă mamei sale este cu adevărat nevoie de ajutor urgent? În cele din urmă, luând o decizie, Constantin Vitalievici s-a ridicat și a aruncat conținutul paharului în coșul de gunoi. Nu pot lăsa lucrurile așa, se gândea el, trebuie să găsesc fata, să-mi cer scuze. Poate să-i ajutăm cu mama. Lydia avea liber în acea zi, așa că șeful firmei a mers la departamentul de personal, unde a aflat adresa menajerei sale când a ajuns la vechiul bloc de cinci etaje din suburbia orașului, inima i s-a strâns de rușine pentru propriul comportament. A urcat la ultimul etaj și a bătut la ușa veche de lemn. La început nimeni nu a răspuns la apelurile sale, iar Bogunov era pe cale să se descurajeze. Dar când a început să coboare scările, a auzit cum se învârtea încet cheia în broască. Îmi pare rău, doriți ceva, a auzit vocea mamei Lidiei, de la care i s-a înghețat inima. Fără să-și creadă ochilor, Bogunov s-a întors încet și a văzut-o. Svelana A putut să rostească doar omul de afaceri. Svelana Smirnova Da. A răspuns femeia cu precauție și a închis ochii pentru a deuși fața bărbatului în semintuneric. Când, după câteva clipe, și-a dat seama cine era, a oftat de surpriză. Costia, este adevărat? Svetoca A pronunțat bărbatul cu buzele tremurânde, iar în următoarea secundă, se afla deja pe palier și strângea mâna mamei Lidiei la piept. Scumpă, draga mea! Șoptea el, cum am putut să ne pierdem atât de mult timp. Svela Naigorevna a clătinat trist din cap. Tu știi foarte bine răspunsul, Costia. Tu m-ai respins atunci, ce să facem să ne amintim trecutul pe prac? Intră măcar să te servesc cu ceai. Svelana a fost prima dragoste a lui Constantin Vitalievici, de care s-a despărțit cândva din prostie. Această despărțire a durat mulți ani, dar omul de afaceri păstrase tot acest timp imaginea iubitei în inima sa. Din această cauză, nu se putea căsători și întemeia o familie. Bogunov o iubea doar pe o femeie și aceea era mama Lidiei când stăteau în bucătărie și femeia îi turna ceai bărbatului, acesta a observat cât de mult slăbise și se îmbătrânise în toți acești ani. În ciuda vârstei sale relativ tinere, Svela Naigorevna părea palidia și epuizată. Șocul trăit a avut un efect întăritor asupra lui Constantin Vitalievici, era ca și cum i s-ar fi vărsat pe cap un laian cu apă rece. Omului îi părea că toate aceste decenii se purtase într-o transă și doar acum se trezea complet. Svelana, eu atunci nu puteam să gândesc la nimic. În colțurile ochilor lui Bogunov îi apărură lacrimi, iar Svelana Igorevna înțelese că spune adevărul. Îți amintești, eram medic la ambulanță. Mi se pronostica o carieră strălucitoare în spital. Cum să nu mă amintesc, zâmb mama Lidiei, mă gândeam că m-ai părăsit din cauza acestei cariere. Nu. A fost cu totul altceva a negat categoric omul de afaceri. De fapt, totul a fost din cauza unor probleme care mi s-au întâmplat din cauza unui accident nefericit. Bogunov a coborât ochii, îi era greu să-și amintească acele evenimente. Mergeam la un alt apel. Femeii s-a făcut rău chiar la stație, naștere prematură. Începutul a mers bine, iar ea a născut un băiat sănătos, dar apoi... Constantin Vitalievici s-a întors mental în acea zi nefastă. S-a dovedit că femeia avea gemeni. Primul băiat a ieșit normal, dar celălalt. S-a încurcat în cordonul ombilical. Am făcut tot ce am putut, totuși, copilul, din păcate, nu a supraviețuit. Svela Naigorevna și-a acoperit fața cu mâinile de groază, doamne. Abia a putut șoptia, Omul de afaceri a dat din cap soțul tinericii a acuzat totul de mine, spunând că nu am putut face totul cum trebuie. Desigur, directorul spitalului a fost de partea pacientului. Până la proces nu a ajuns, slavă Domnului, dar comisia mi-a dat un verdict fără echivoc. Te-au concediat. I-a întrebat pe Svelana în liniște. Cu bilet de lup, a dat din cap Bogunov. Nici spital și clinică privată din oraș nu a mai vrut să lucreze cu mine. Am căzut într-o asemenea depresie, încât chiar am crezut că aș putea să-mi pun mâinile pe mine. Dar nu am avut curajul. În schimb, am început să beau un exces, iar următorii doi ani, în general, nu m-a interesat nimic în afară de sticlă. Cu mare efort mi-a reușit atunci să mă descopăr de la alcool și am început să mă îndrept spre propria afacere acesta a fost pentru mine singurul mod de a nu nebuni și de a-mi îmbunătăți cumva viața. De ce nu mi-ai spus nimic atunci? A întrebat-o surprins pe fostul ei iubit Svelana Igorevna. Când am venit la tine, îți amintești. Cuvintele tale atunci m-au rănit foarte tare. Tu nu mai ai nevoie de mine, Svelana. Și nimeni nu mai este nevoie. Vreau să văd nici pe tine, nici pe nimeni altcineva. Ai spus tu. Bogunov a privit-o pe femeie cu un ochi greu, în ochii lui se citea o durere inexprimabilă, pocăință și ură de sine. Am procedat cu tine în mod monstruos, Svelana. Și asta o înțeleg perfect, dar tu ai căzut în acea zi, sub mâna fierbinte, imediat după concedierea mea. Nu puteam să-ți spun nimic, mi-a fost rușine de tine, de mine. Mă gândeam că am ucis cu propriile mâini acel copil nefericit. Eram tulburat și furios pe soartă. Abia acum înțeleg cât de groaznică greșeală am făcut, despărțindu-mă de tine. Svela Naigorevna vedea că omul de afaceri vorbește din tot sufletul. Oricât de dureros ar fi fost pentru ea, putea înțelege sentimentele lui. Nu merită să ne întoarcem în trecut, a atins o femeia pe mână, dar trebuie să știi că în ziua în care m-ai închis ușa și am plecat la sat, purtam sub inimă fiica ta voiam să-ți spun despre asta, dar... Am fost prea supărată pe tine și în cele din urmă, am decis să păstrez totul secret. Înțelege, credeam că nici eu, nici copilul nostru nu îți suntem de folos. Constantin Vitalievici și-a ridicat ochii spre ea, iar în ei se citea un șoc real. Ce? A întrebat el în șoaptă. Ai spus că am o fică. Da, a zis ea, Lidușca, ar trebui să vină în curând de la spital. Azi are control. Omul de afaceri a sărit în picioare, din cauza excesului de emoții și a cantității mari de informații. Bărbatul a simțit cum podeaua de sub picioarele sale, în sens literal, se înclină, iar capul îi mergea în cerc. Abia acum și-a amintit de ce venise de fapt aici. Dacă vrei, putem face un test ADN, ca să te convingi sigur. A terminat gândul ei Svela Naigorevna, dar pentru cel numit oaspete aceasta nu era necesară. El a crezut pe cuvânt pe iubita sa, pur și simplu nu putea accepta faptul că fata pe care o jignise atât de brutal recent era fiica lui. Mama! A strigat Lydia, care trecea pe lângă bucătărie. Când a văzut cine a venit în vizită, fata a palit instantaneu. Fică, așeste, a rugat-o pe fiica ei mama ei, trebuie să-ți spunem ceva cu Constantin Vitalievici. 7. Aflând că șeful ei obraznic era tatăl ei, Lydia a simțit emoții mixte. Pe de o parte, ea era supărată pe Constantin Vitalievici pentru că o părăsise pe ea și pe mama ei. Tocmai din cauza lui mama ei a trebuit să trăiască atât de mulți ani grei și nefericiți. Dar, pe de altă parte, Lydia vedea că mama ei era fericită să comunice cu fostul ei logodnic. Poate că în inima ei, până acum, se păstra unele sentimente tandre și profunde pentru omul de afaceri. Avea dreptul să se amestece în relația lor. Desigur că nu. Bogunov le-a jurat că va face tot ce este necesar ca Svelana să se recupereze cât mai curând. Asta însemna că era gata să plătească pentru toate medicamentele necesare și pentru tratamentul suplimentar, balnear, pe care insista atât de mult medicul mamei. La început, Svelana Igorevna și Lidia au refuzat categoric ajutorul lui, dar apoi el a reușit totuși să-i convingă să-l accepte. Bărbatul le-a explicat că aceasta ar fi din partea lui o compensație măcar pentru toți aceani pe care au fost nevoiți să-i trăiască fără el. Nu credeți că, după asta, voi alerga în brațele voastre, a spus Lidia cu un ton rece, când au clarificat totul și au convenit cu privire la tratamentul Svelanei Gorevna, sunt recunoscătoare pentru ajutor, dar nu mai mult de atât. Dacă nu ar fi fost vorba de tratamentul urgent al mamei, nu aș fi luat niciodată de la voi niciun ban. Și încă ceva, mă concediez din compania ta. Nu pot lucra cu un om care nu apreciază deloc pe cei care-i aduc companiei sale profituri. Înțeleg, a zis serios omul de afaceri. Lidia, nu știu dacă mă vei putea ierta vreodată, dar te rog doar de un singur lucru. Îmi vei permite să văd nepotul meu când se va naște. Lydia a privit atent la tatăl ei, apoi a zis, sigur. Tu ești bunicul lui, nu voi împiedica comunicarea voastră. În timp ce spunea asta, Lydia a privit semnificativ spre mama ei, de parcă ar fi spus, cine ar fi crezut că totul se va întoarce atât de neașteptat. Svelana gorevna în schimb, a zâmbit recunoscătoare fiicei sale, oricât de ușoară ar fi fost atitudinea ei față de fostul ei logodnic, oricât de tare s-ar fi supărat pe el, femeia era fericită că s-a întâlnit cu fiica ei, chiar și după atât de mulți ani. Lydia și-a îndeplinit promisiunea și, a doua zi, a scris o cerere de demisie. În ciuda faptului că nu avea nevoie de altceva de la Bogunov, omul de afaceri a aranjat totuși toate plățile de concediu de maternitate pentru ea. După toate acestea, bărbatul și-a revizuit radical punctele de vedere asupra vieții, și acum era gata să facă orice pentru a-și repara relațiile cu fica și cu iubita sa. Au trecut câteva luni. Lydia a născut un băiețel sănătos și frumos, pe care l-au numit Roman împreună cu Viacheslav. Cuplul a ales acest nume încă de când Viacheslav era în armată. Tânărul nu putea să aștepte să se întoarcă acasă și să-și vadă logodnica și fiul. Costiantin Vitalievici era în culmea fericirii de a fi bunic. El îi vizita frecvent pe Lydia și pe fiul ei și le făcea cadouri. Lydia se purta cu rezervă față de bunicul băiatului, încercând să nu comunice cu el în momentele în care el venea la ei. Svela Naigorevna, care între timp se recuperase complet datorită unui sejur minunat într-un sanatoriu, nu putea să nu fie fericită, uitându-se la cum micul roman râdea vesel în brațele omului de afaceri. În curând, Viacheslav s-a întors din armată. Bucuria tinerilor nu avea limite atunci când s-au întâlnit la gară și Slava și-a îmbrățișat și sărutat cu bucurie logodnica și fiul lor. Uau, wow, ce uriaș ai născut! A exclamat Viacheslav, privind cu admirație la fiul său. Se vede imediat că suntem din aceeași familie, de origine poloneză. Lidia s-a înroșit timid și s-a lipit, fericită, de umărul iubitului ei. Cuplul a început să se pregătească pentru nuntă, pregătirile le-au absorbit pe Lidia, pe mama ei și pe Constantin Vitalievici, care era dornic să le ajute în orice, în ciuda faptului că fica lui se purta încă curăceală față de el. Când a venit ziua anunții omului de afaceri, i s-a întâmplat ceva care i-a făcut să-i tremure părul pe cap. Totul a început cu faptul că Bogunov a văzut tatăl Mirelui, care, desigur, a fost de asemenea, invitat la eveniment. Când s-au întâlnit privirile lor, Constantin Vitalievici a înțeles că nu poate fi o eroare. Tu? Nu-mi vine să cred! a exclamat Stepan Gavrilovici, tatăl lui Viacheslav s-a ridicat în picioare și s-a repezit la omul de afaceri. Cum poți să îndrăznești să vii aici și chiar în ziua asta? Nu ai niciun pic de scrupule. Cum de ai aflat că fiul meu se căsătorește astăzi? Liniștiți-vă, vă rog, a încercat să se desprindă din strânsoarea de fier a tatălui Mirelui, când acesta l-a apucat de piept, fără să se sinchisească de cei din jur. Sunt aici în calitate de oaspete de onoare, la fel ca și dumneavoastră. Fiul dumneavoastră se căsătorește cu fiica mea. Ce? Cum poți să îndrăznești să minți atât de grosolan? A strigat Stepan Gavrilovici. S-a plecat spre el, gata să-l lovească. În acel moment, nimeni altul decât Viacheslav, care observase încă de departe ce se pregătea să se întâmple, a intervenit și l-a oprit pe tatăl său. El nu știa nimic despre trecutul lui Constantin Vitalievici și era șocat să afle că acesta este tatăl Lidiei. Tată, hai să nu strici această zi minunată, a spus el, cu un ton bâlând. Adică, tu ești acel medic care nu a reușit să-l salveze pe fratele meu mort. A întrebat tânăra mireasă, privindu-le pe omul de afaceri drept în ochi. Lacrimile i-au început să-i curgă pe obraji. Sunt foarte vinovat față de tine, slava, a spus omul de afaceri, cu capul plecat. Dacă vrei, ai tot dreptul să mă dai afară de aici. Dar vreau să-mi promiți că o să faci fericită pe fiica mea. Viachesla a respirat adânc, neavând idee cum să reacționeze. O furtună de emoții cu prinsese, dar în cele din urmă, a decis că nu va permite ca umbra trecutului să-i umbrească prezentul și viitorul pe care l-a aștepta de atât de mult timp. Te iert, Constantin Vitalievici, a spus el, cu un glas tremurat. Ce s-a întâmplat atunci nu poate fi schimbat. Dar mi-ai făcut cel mai frumos cadou pe care l-ai fi putut face, pe Lidia mea. Pentru asta, te iert. Fiule! a spus tatăl său, furios, dar Svela Naigorevna l-a atins ușor pe umăr. Fiul dumneavoastră este un băiat incredibil de înțelept, a spus ea. Înțeleg durerea dumneavoastră, dar și dumneavoastră, vă rog, permiteți copiilor noștri să fie fericiți. Greșelile părinților nu ar trebui să afecteze viitorul lor. Stepan Gavrilovici a stat o clipă pe gânduri, apoi a oftat adânc. Bine. Ce mai contează acum, de fapt? Să ne îmbrățișăm, că toți suntem acum rude. Bărbatul și-a desfăcut larg brațele și a îmbrățișat pe amândoi, pe fiul său și pe Bogunov. Când, puțin mai târziu, oaspeții s-au retras la masă, Constantin Vitalievici a rămas cu fosta sa și fiica lui. El a privit nesigur mai întâi la Svelana Igorevna, apoi la Lidia. Ce ai făcut astăzi a fost un act foarte curajos, i-a spus Svelana. Pentru prima dată, nu doar că ai recunoscut greșelile tale, dar ai renunțat la propriile interese, acceptând să părăsești sărbătoarea dacă asta vrea via Keslav. Te-ai schimbat, Costia, mama are dreptate, tată, a răspuns Lidia. Probabil că dacă ai fi început să faci scandal, nu aș fi putut să te iert niciodată pentru asta. Dar tu ai fost dispus să pleci, poate chiar pentru totdeauna, doar ca să fiu fericită eu și mama. Te iert și vreau să devii o parte de plină a vieții noastre, măcar acum. Cu atât mai mult cu cât mama te iubește încă, Lidia a exclamat roșind Svelana, dar ambele știau că așa era. Bogunov stătea în picioare, neputând să-și stăpânească lacrimile, care îi curgeau pe obraj. Fetițele mele! Cele dragi! Mici! Bărbatul le-a îmbrățișat pe ambele, apoi le-a sărutat pe fiecare, ținându-și buzele puțin mai mult pe obrazul Svelanei Gorevna. Vă mulțumesc că mi-ați dat o a doua șansă, a șoptit el jur că nu vă voi mai dezamăgi niciodată. Niciodată, până în ultimul meu suspin, doar fi cu noi atâta timp cât poți, a spus mama Lidiei, lipindu-se de el. Petrece cu mine bătrânețea și crește ține potul, iar mai mult nu este nevoie. Hai să mergem la masă, a propus Lidia cu veselie. Acum eu și Slava vom dansa valsul mirilor, vreau să stați lângă noi și să ne priviți. Petale albe de tăi se așterneau din cununa de flori când subia trecea familia fericită ei se regăsiseră după ani și reușiseră să găsească în suflet iertarea, readucându-și astfel în propria viață liniștea și speranța într-un viitor, neapărat plin doar de momente de bucurie.